Vânzătorul pâinii de acasă este un eveniment inedit care le-a oferit ocazia celor prezenți la sfârșitul săptămânii trecute la Muzeul Satului din Baia Mare să regăsească gustul copilăriei din Maramureș. Ulițele satului din deal s-au umplut de miros de pâine proaspătă, datorită găzdoilor din Asociația Rădăcinilor Străbune care au frământat și au copt pâine de casă într-un cuptor tradițional. Dorul pâinii de acasă este un eveniment care încearcă să scormonească așa în sufletele noastre, în mintea noastră, ce înseamnă acasă. Acasă este locul unde te simți protejat de părinți și de Dumnezeu. Acasă este locul în care îți afli liniștea și acea poftă de a trăi veșnic. Locul de unde n-ai plecat niciodată. Iar când faci pasul să pleci, parcă în colțul inimii tale rămâne un dor care nu se poate stâmpăra niciodată. Noi încercăm să vă prezentăm câteva imagini din cadrul acestui eveniment, unde găzduile aduse de pe Valea Marei, Valea Coseului, au frământat și cu rânduială bună au pus cita în cuptor. Fie că au pusă pe frunză de varză, cum erau arecând, fie că le-au pus în tepșile de astăzi, totuși cuptorul este cel care amintește de zilele copilăriei, furingea cu care noi ne jucam odinioară pe lângă șpori. Mă leagă o poveste frumoasă de acest eveniment și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să încercăm să facem chita de acasă. Chita nu e doar produsul pe care îl mâncăm, e mai mult de atât. Este felul în care noi respectăm ceea ce a dat Dumnezeu mai sfânt. Pâinea care întărește inima omului. Care pâine? Pâinea cea adevărată. Pâinea cea de toate zilele, care trebuie să fie curată și sfântă. Ea se făcea cu trudă și cu mult efort. De-aia ne și săturam după ce o mâncam. Asta vrem să scormonim și să reamintim prin intermediul acestui eveniment. Dorul pâinii de acasă. Spre încântarea celor prezenți la muzeu, gospodinele au trecut la treabă, iar în timp ce pregăteau procesul de frământare a pâinii, au și explicat pas cu pas ce fac. De mult, bătrânele puneau aluatul după ce a fost dospit, l-au pus pe frunză de varză și așa l-au băgat pe vatră în cuptor. E tavă. Nu fă tepșuri. Și să știți, o să vedeți când se coace, are un gust și o aromă, îți bați copiii. No, și eu am adus frunză din grădină de varză, uite, și să punem așa, da. pe varză și să facem. Și pe vatră golă fac. Că nu se lipește nimic de... În moment pui un pic de făină, da, n-am adus tărâță de grâu sau un pic de făină de mălai, ai pus pe lopată și ai pus-o și e când, după ce ai copt, și ai șters-o cu ștergător, ea rămâne intact. Fac pâine de casă. Am pus făina, drojdile, lapte și facem aluatul. Aia e sare? Zahăr. Când e zahăr pentru drojdea, o ajută la crescut. Și prinde o culoare. Bufea un pic mai tare. Prinde o culoare. Acum facem aluatul și lăsăm să dospească. Măriuca, tu ce pregătești? Pregătit ai. Am iei pregătit. Le-ai făcut acasă. Eu cu cuvântul le fac. Alea știu că le-am adus eu, da? Ați văzut? Bravo, Măriuca! Mai uite, fac cu cuvântul, da? Adică și sare. Un pășpor? No, trebuie băgat chita, nu tu n-am mult. Bă, Nii, asta e sucirea, Măriuca. După ce s-o sucir, auziți? Ce? Învățăm să sucească ca pe ori pune ele câte un pic. Nii, pune un pic de fărinucă, că dacă nu pui, mândra mami, tată să leagă. Nici ce ai făcut cu sucitoriu. Așa, bravo! Vai, tu o să fii un bucătar foarte mare, foarte mare! Nu, nu,
Mai mare. Și facem aici aptitucă minunată și o punem acolo pe pământă. Bine, facem asta. Da, o lipește. Acum trebuie să amestești foarte bine. La noi nu s-a dat. A luat-o. Că vă mai bine să amestești un pic. Da, așa. Câte un picuț. Bine. Găzdoile le-au prezentat participanților la eveniment și rețeta pâinii de casă. Am pus făina, am pus apă amestecat cu lapte și drojd și un pic de sare, laptele cu apa să fie cald. Și mai simt mai lung frământat. Păi de aici. Mai vrei să mulți alături, să nu te deranjeze la cuciutorul. Prima dată să lasă. Să dospească un pic. Trebuie frământat până se omogenizează, cum se zice, până se amestecă apa cu tăi. Deci au bătrânit de mult, că atâta să frământa lotul până la sud, dăm sumnită. Evenimentul a fost organizat de către Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlean Maramureș, instituții subordonate Consiliului Județean Maramureș, în cadrul Târgului de Sfânta Maria, Dorul Pâinii de Acasă, împreună cu Măriuca Verdeș și Asociația Rădăcinilor Străbune. Evenimentul a fost completat și cu un concert de pricesne susținut de Asociația Rădăcinilor Străbune și de invitații Măriucăi Verdeș. Vreau să vă spun și eu, bine ați venit! Este a treia ediție a evenimentului gândit împreună cu Măriuca Verdeș și intitulat De Sfântă Mărie Mare, un concert de pricesne în cinstea adormirii Sfintei Fecioare Maria. Și așa cum spun și frumoasele cântări, și noi astăzi vrem să-i aducem in de slavă și mulțumire pentru toată bunătatea pe care o revarsă asupra noastră în toate zilele vieții noastre. Măriuca, îți mulțumesc că ai fost aproape de noi ca să putem continua acest proces, acest proiect. Noi suntem în aceste zile în cadrul unui eveniment numit Dorul Pâinii de Acasă, în cadrul căruia am avut mai multe evenimente și ieri și astăzi, dar n-am vrut să stricăm tradiția și să facem evenimente artistice și ne-am gândit că este foarte potrivit ca în această perioadă să rămânem la cântecul religios și așa cum se făcea și în satul tradițional, să respectăm și noi rânduiala. Mulțumesc că ați fost alături de noi și ieri, Măriuca, și pâinea aceea care ați frământat-o și ați explicat cum se făcea odinioară, cum femeile și însemnătatea acesteia o aducem astăzi pâine pentru suflet, aș spune eu, prin acest eveniment. Nu vreau să lungim vorba foarte mult, este cald, vă mulțumesc și Măriuca, de aici înainte tu ești găzdoaia și îți dau cuvântul. Mulțumim celor care au făcut un efort ca să aducem slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Ne-am gândit ca această întâlnire să nu fie una, să zic așa, fără de rost. Mi-ar place să plecăm și cu două, trei gânduri acasă. De unde vine denumirea de priceasnă, în ce moment al Sfintei Liturghii se interpretează, pentru că este adevărat, astăzi când putem cânta oricine un cântec religios, o priceasnă, dar e bine să știm în ce moment al Sfintei Liturghii are loc. Au urmat apoi câteva momente pentru suflet, când mai mulți artiști au cântat pricesne. Prea milostivă Maică, al milei scumpi sfor, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor, la tine vin cu lacrimi, când
sunt în durerea. La mila ta, măicuță, cu grea durere sac. În genunchi, măicuță, cu capul plecat. Ne-am zis rugăciunea și am lăcrimat. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care-l mai avem. Măicuța cu glas duios i-a vorbit așa frumos la starețul Ghenadea, că e în primejdie astăzi să nu deschideți porțile mănăstirești. Pirații vor năvăli pentru a vă prădui paramitia. Mângâietoarea paramitia, maica mea, nu ne lăsa, nu ne lăsa. O Marie dulce mamă, dorul tău la răș ne cheamă, Marie. O Marie, Maică Sfântă, azi creștinii tăi e scânătă, Marie. Nu este nimic pe lume, Marie, ca al tău nume, Marie. O, Marie, Maică Sfântă, azi creștinii tăi e scânătă, Mai multe imagini de la acest eveniment veți putea urmări în cadrul emisiunii Zestrea Maramureșului, difuzată la TV Sighet.